Evenimentul a reunit un public numeros de la elevi de gimnaziu, liceeni, cadre militare și până la reprezentanții ai autorităților locale. Cu toții au ascultat povestea celui care a fost numit erou la vârsta de 9 ani. Domnul general este istoria care trăiește, istoria la care noi ne uităm la televizor, istoria care o citim în cărți. Domnul general este această istorie. Marin Lungu a devenit la vârsta de doar 7 ani copil de trupă în regimentul 40 Infanterie Medgidia. A fost repartizat în companie și primit cum se cuvine de militarii acesteia care s-au ocupat de creșterea, formarea și educarea lui. Hai să facem niște condiții fizice, să văd și la ce te pricepi bine. Zic, da, să-mi dați un cal de aici, de la dumneavoastră, din unitate, mi-l dați? Zice, da. Zic, dar îmi dați unul așa frumos și mic, să nu fie un cal bătrân obosit de muncă sau de altceva. Și în fine, a făcut treaba asta, le-a plăcut treaba asta, m-a spus, ia spune-mi, cu instrucția cum stai militar. O fac în tocmai, am făcut și treaba asta. Despre perioada războiului, generalul vorbește cu tristețe, însă le repetă tinerilor prezenți în sală că istoria acelor vremuri este una importantă pentru ei. Am observat la mulți dintre tinerii țării noastre un mod așa cosmopolit de a gândi românește și de a aprecia munca acestui trudit popor. Tinerii au ascultat cu atenție povestea generalului. Pentru ei aceasta face parte din istoria țării și trebuie să fie cunoscută de toți românii. Noi facem parte din populația acestei țări și trebuie să știm măcar câteva evenimente importante din istoria acestei țări. În primul și în primul rând, cine nu-și cunoaște trecutul, îl poate repeta și cum domnul a avut de pătimit, am putea pătimi și noi dacă nu am cunoaște trecutul. În anul 1945, în Cehoslovacia, ministrul de război al României, Constantin Vasiliu Rascanu, impresionat de curajul copilului de 9 ani, Marin Lungu, l-a înaintat pe acesta la gradul de caporal și îl decorează pentru faptele sale eroice cu virtutea militară de război clasa 1. Mai putem vorbi de patriotism din partea lor? Nu. De ce? Școala, educația, finanțarea școlii, învățământul în general lasă de dorit. Și ăsta își pune pe cetea această faptă, pe faptele care se petrec în învățământul nostru, atitudini care te îngrozesc.